În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, persoana care primește acest drept poate fi soțul, supraviețuitor, copilul, părintele, tutorul legal sau orice persoană, condiția să facă dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Procedura este cât se poate de simplă. Solicitantul trebuie să depună o cerere la care se anexează copii ale documentelor de identitate, dar și dovada suportării cheltuielilor, factura sau bon fiscal. Pe lângă acestea, solicitantul trebuie să prezinte în original și certificatul de deces. Pentru anul 2017, cuantumul ajutorului de deces depășește 3.000 de lei pentru pensionar și 1.500 de lei pentru membru de familie. Până la data de 30 aprilie 2017, prin caseria instituției noastre, s-au achitat un număr de 2381 ajutoare de deces, din care 31 ajutoare de deces pentru membrii de familie ai pensionarilor și 2350 ajutoare de deces pentru pensionari. Pentru aceste cazuri s-a achitat suma de 5.775.632 lei. Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare. Până la începutul acestui an, cuantumul ajutorului de deces era aplicabil la cel de anul trecut. Din februarie însă acesta s-a majorat de la 2600 de lei la peste 3000.